a fost forfotă mare joi la prânz în fața Colegiului Tehnic Energetic din municipiul Sibiu. Mai mulți elevi de la Colegiul Independența au venit să-și regleze conturile cu alți copii care învață la cealaltă școală. Zeci de persoane au asistat la scandalul care, din fericire, s-a stins înainte ca spiritele să se încingă. Profesorii au reușit să oprească conflictul, iar conducerea unității de învățământ au luat legătura și cu poliția. Un paramedic de la ISU Sibiu, aflat la o intervenție în Slimnic, unde un camion a fost cuprins de flăcări, a fost filmat în timp ce vorbea cu prietenii printr-un apel video. Martorii aflați la fața locului s-au arătat deranjați de atitudinea angajatei și spun că ar fi trebuit să aibă alte preocupări în contextul în care șoferul de tir ar fi avut nevoie de asistență medicală. Clubul Puma Sibiu s-a făcut remarcat în lumea taekwondo-ului. Rezultatele obținute de sportivii sibieni în ultimii ani au fost de excepție și i-au propulsat pe primele trepte ale podiumului, dar la final de noiembrie au reușit cea mai bună performanță de până acum. Au câștigat cele mai multe medalii la campionatul european. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Cine e Jayco? Eu cine să fiu? Da, am crescut în casă cu muzică, nu cu țambal. Nu să ai inclinație, să-ți placă, exact. Să o faci nu pentru bani, în primul rând, să o faci din plăcere. Să te naști cu treaba asta, știi? Mă uit la zidurile astea, dacă ar putea vorbi. Nu, eu când fac ce-mi place, mă exteriorizez cum simt eu. Dacă am chef să țip, care e problema? Am copilărit cu Paul Surugiu. Pentru cei care nu știu, Fuego. Fuego, asta zic. Știi pe Fuego? Să nu. Da? Bineînțeles, știu și pe Andra, știu și pe Alex Balski și pe ăsta de la Talisman, pe Alin Oprea. Eu știu că la mine ce e în gușă și în găbușă. O grămadă de ciobani, în loc să vândă brânze, s-au apucat să vândă alcool. Sărind de la una la alta, am avut accidentul la mașină și în seara trebuia să ajung să pun muzică. Și am pus muzică. Ai mașina și ai pus muzică? Am făcut, da. Ce înseamnă scump? Depinde la ce te rezumi. Depinde ce-ți dorești. Ce înseamnă scump? Acum o să comenteze și pe chestia asta o grămadă. Dar eu, mie merge bine când fac ce simt. Uh-huh. Nu mai mănânc carne. Te rugai de patronul ăla, bă, dar o noapte nu mai dai și tu de băul la toate țoapele și cumpări și tu un player. Eu până anul trecut nu mi-am făcut niciodată Revelion. Nu? Măi, niciodată n-am fost în filmul ăsta, dar sincer, m-aș duce. Nu văd nimic bun aici, nici în următorii 20 de ani.